Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, s-a aflat sâmbătă la Buzău pentru a-i susține pe candidații partidului la alegerile locale din 5 iunie. Tăriceanu a fost primit cu aplauze în sala de evenimente a Consiliului Județean de către cei peste 300 de membri și simpatizanți ai ALDE. Însoțit de soția sa, Loredana, Călin Popescu-Tăriceanu a mărturisit că, datorită faptului că este căsătorit cu o localnică, Buzăul este al doilea oraș de suflet al său. Dragi buzoieni, n-am să folosesc o formulă prea oficială pentru că, după cum știți, din cauza legăturilor pe care le am prin soție, trebuie să mă simt mult mai aproape și mă simt mult mai aproape de Buzău și de buzoieni decât mulți alți politicieni români. Președintele Senatului s-a declarat încrezător în candidatura unor tineri la primăriile din Buzău și Râmnicu-Sărat. Politicianul consideră că tinerii ar trebui promovați în astfel de posturi. La primăria Buzău, din partea ALDE, va candida Andrei Neder, iar la primăria Râmnicu-Sărat, candidatul ALDE este Sorin Radian Robe. Eu când m-am apucat de politică în urmă cu 26 de ani, am plecat de la o idee foarte simplă, că odată cu schimbarea de regim politic, trecând de la comunism, la capitalism și la ceea ce înseamnă lumea liberă, trebuie să ne schimbăm și modalitățile de lucru și mentalitățile, dar mai ales trebuie să se schimbe ceva în viața de zi cu zi a noastră. Viața de zi cu zi să fie mai plăcută, mai bună pentru fiecare și să le dăm posibilitatea tuturor să trăiască pe măsura aspirațiilor pe care le au. Județul și orașele noastre au suferit și încă mai suferă de maladia neimplicării oamenilor cu caractere curate. Se poate ca până acum și motivația și șovăiala să fi fost elemente care s-a strâne foarte greu în sacul reținerii. Tocmai de aceea, în spiritul ideii de asumare a conceptului pentru care ne-am înființat ca entitate politică, cred și sper din toată inima că este timpul nostru, al oamenilor de caracter, al oamenilor nepătați, al liberalilor curați, al tuturor celor pentru care fenomenul liberal este asimilat ca mod de viață. Călin Popescu-Tăriceanu nu a avut doar cuvinte de laudă pentru membrii buzoieni ai partidului. Liderul ALDE le-a atras atenția candidaților prezenți la întâlnirea electorală că trebuie să fie mult mai activi în această campanie electorală, atât pe teren cât și în mediul online, pentru a avea sorți de izbândă la scrutinul din 5 iunie. Dacă vrei să candidezi și nu poți să vii după tine la o manifestare publică cu 10, 20, 30 de oameni care sunt cei care au încredere în tine, atunci vă spun ceva. Mai bine stați acasă. Lăsați-vă de politică. Sunt multe alte lucruri care pot fi făcute. Toți cei care sunteți aici în sală și care candidați la Consiliul Județean, la Consiliul Municipal, în localitățile din județ, la primărie sau la consiliu, în mod normal trebuie să aveți fiecare un grup de prieteni, de cunoștințe, de rude, bineînțeles, care să vă dea votul de încredere. Păi măcar atât. Sâmbătă, Călin Popescu-Tăriceanu s-a deplasat și la Nehoiu, acolo unde s-a întâlnit cu membrii și simpatizanții ALDE din acest oraș.